Bună seara, sunt Natalia Echeptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ghenadie Nașco din Ploiești se plânge că de aproape un an o poate vedea pe soția lui Angela doar printr-o fereastră. Vă spun cinstit că acum aș vrea eu pupă la soția mea. Bărbatul spune că se mângâie acum doar cu amintirile pe care le-a adunat de-a lungul celor 22 de ani de căsnicie. O femeie, n-am cuvinte să vă spun. N-am cuvinte. Frumoasă, nu că cuvinte frumoase. Ghenadie povestește că viața familiei sale s-a întors pe dos după ce nevasta sa a ajuns la spital. Dar la mine e o durere în inimă care eu s-a depărtat și femeia, de la mine mi-a depărtat și copiii. Disperat, Ghenadie acuză medicii că îi țin soția cu forța în spital. Asta chiar dacă, zice el, nu ar fi niciun motiv. Când e treșat lângă copii și lângă mine, ieșe de, că cum vă spunem, pușcării. Ghenadie spune că nu mai poate rezista fără Angela și nu mai știe ce să facă pentru a o întoarce acasă. Poți zi, poți moarți o scodică. În ce stare a ajuns soția lui Ghenadie pe mâna doctorilor? De ce medicii nu i-ar permite femeii să părăsească pereții secției în care se tratează? Ce detalii ar ascunde bărbatul despre cauzele din care nevasta lui a ajuns la spital? Dar și ce îi face pe oamenii din Ploiești să spună că femeia ar fi un pericol pentru întregul sat? Aflați astăzi! Ultima dată când Ghenadie Nașco și-a putut strânge nevasta în brațe a fost în ziua în care doctorii au urcat-o pe femeie în ambulanță. Ce s-a întâmplat atunci și de atunci vom afla acum. Bărbatul a venit astăzi în platoul nostru să ne spună de ce el crede că doctorii ar ține-o pe femeie în spital cu forța. Ghenadie, vă așteptăm! Ghenadie, vreau să înțeleg, de ce tu spui că soția ta se află la spital pe nedrept? Pe nedrept. Noi am fost la un caz, că mergem pe drum și am fost bătuți într-o situație când i-au lăsat morți în mijlocul drumului. Am dus și s-a stresat. De la stresul și ala e, a ajuns pe drumurile astea, pe la psihiatrie. Ce simptome are ea? Când e în depresie, scula noaptea din pat, lângă mine, rupe covorul de pe păret și spune unigena, i-a supărat, frica a fost foarte mare, i-a supărat că eu văzut. Deci ea avea un comportament neadecvat. După bătaie au avut. Păi și de ce tu crezi că atunci ea este ținută pe nedrept la psihiatrie? Poate medicii o tratează acolo? Doamne, până înainte o tratau 3 săptămâni, dar pe mâine are de-a câte un an de zile și o ține și nici nu de voi, nici un an de zile. Aproape un an de zile pe data. Fără ca de... să revină acasă. Da. Echipa noastră a mers împreună cu Ghenadie la școală, la spitalul de psihiatrie, pentru a o vizita pe Angela, soția lui. În câteva momente vom vedea cu ce s-au încheiat încercările și vom afla în ce condiții femeia este internată acolo. Dar acum, Ghenadie, spui că acum un an Angela a ajuns pe mâna doctorilor. Dar ce s-a întâmplat anume atunci, de 17 martie? S-a pornit când e în depresie, că s-a pornit pensat. Și nu a venit acasă, dar cu o zi înainte a fost tot salvarea și poliția a fost ca să o ducă la psihiatrie. Și nu a dus-o, m-a sunat poliția, a dus-o la psihiatrie și mi-a sunat poliția în ziua aceea, mi-a sunat și a spus că domnul Ghenadie pe doamna Angela noi internează la psihiatrie, că buletinul nu-i cu dumnei. Și că iar să vii înapoi acasă. Zic, lasă-o să vii. A venit înapoi acasă în sat, ei nu a venit acasă, s-a pornit prin sat. Pe unde eu aș fost, eu nu știu. Pe la vreo oară, să nu spun minciuni, pe la vreo oară 12, jumătate la 1 din noapte, mă sună poliția. Mă sună. Eu ștem acasă cu copiii. Mă sună poliția, zic că domnul Ghenadie e buletinul, că s-o ducem pe doamna Angela la spital. Am luat buletinul din casă, buletinul ei, și m-am dus la oprire de vale, la trasă. Acolo era poliția, ei era mașina de poliție, salvarea era acolo. Și am dat buletinul la polițist și din timp, până în timpul de față, soția nu e acasă. Atâta și suferi și eu, suferi și soția, plus asta suferi și 3 copii. Dar tu crezi că ea trebuie să fie acasă? Trebuie. Hai să auzim ce ne-ai povestit mai devreme despre ea. Atenție la ecran. Ghenadie și Angela și-au jurat dragoste acum 22 de ani. Bărbatul spune că împreună cu nevasta sa au muncit umăr la umăr pentru a-și aranja traiul. O cocioabă, cu stuh, 3 comute erau. Cu soția amândoi însărcinat, trăie cu ochileț, mi-a trăit răsfors și... Ghenadie și Angela au 3 fete. Bărbatul spune că soția și-a dedicat tot timpul familiei.
Femeia s-a ocupat de creșterea copiilor și de muncile de prin gospodărie. O femeie foarte bună. Eu vă spun ce este. Pentru o mamă, pentru patru, pentru trei copii. E și eu tot copil, tot m-a spalat, numai că la mine mă rog. Înțelegeți toate chestiile astea? Că vii la lucru, găsești o apă caldă, o mâncare. Cum n-ar fi. Fiica cea mai mare a cuplului are acum 22 de ani. Tânăra locuiește la Chișinău. Ea și-a întemeiat deja propria familie. Am o nepoțică de la prima fată. De când Angela a ajuns la spital, fetele mai mici de 17 și 13 ani au ajuns în grija surorii lor. Cea mijlocie învață croitoria la o școală profesională, iar Mezina este în clasa 6-a la un liceu din capitală. Când am putut să o las pe asta micuță acasă, că eu sunt la lucru și e acasă. Nu? Și-am dat-o în ghinic să fata asta mai mare și cu jinurile să luat angajament, să o iei la deaș. Ghenadie zice că acum a rămas doar cu amintirile despre familia lui. A fost o familie care, ce să vă spun, familie ca tăti familie. De când e treșat lângă copii și lângă mine, e așa de, ca cum vă spunem, pușcării. Ce și faci dumneavoastră și faptul că încercați acum din răsputeri să o aduceți acasă este laudabil, aplaudabil și chiar merită tot respectul. Chiar un pic nu se înțelege de ce este forțată, cum ar fi, dacă nu îi permite nici măcar să se vadă unul cu celălalt. Este, nu știu, mie mi se pare că este chiar închisă pe nedrept dacă nu își permite măcar să-și vadă soțul. Indiferent de situație. Ghenadie, din cele spuse dumneavoastră, într-adevăr, după primele impresii create, sunteți un bărbat care, într-adevăr, își iubește soția. Nu toți o țin calm cu sentimentul ăsta și vor soția acasă. Dumneavoastră, într-adevăr, păreați persoana care, într-adevăr, iubește și face tot pentru familie. Eu vreau ca totuși dumneavoastră, dacă nu prezintă pericol, ca dumneavoastră într-adevăr să faceți dreptate și soție să fie lângă dumneavoastră și copiii respectivi. Mulțumesc foarte mult. În această seară discutăm despre Ghenadie Nașco din satul Plopștiubiei, Căușeni. El spune că de aproape un an soția sa, Angela, nu-i mai este alături. Femeia se află în Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală. Bărbatul de 43 de ani este convins că medicii o țin acolo forțat. El afirmă că a bătut la toate ușile doctorilor pentru a o elibera, însă încercările lui ar fi zădarnice. Acum în platoul nostru va intra unchiul femeii. El spune că a cerut explicații de la medici pentru a afla care sunt cauzele aflării acesteia în spital. Cu ce răspuns a ales? Îl va spune imediat. Haideți să o întâlnim. Bună seara la tăți. Alexei, da. Eu știu că ați mers la spital, da. Să vă interesați de sănătatea Angelei. Foarte corect. Ce v-au zis doctorii acolo? Da, doctorii nici nu i-am văzut. Numai cât e fata a ieșit și acolo printre gratele, cele așa stecla, numai cât am văzut. În ce stare era Angela? Grăie foarte normal, grăie, dar înflată la față. Doamne, ferești cât de înflată era la față. Ceea ce nu este caracteristic, bănuiesc. Doamne, Dumnezeule. Eu când am văzut-o, nici nu o cunoșteam. Ați reușit să vorbiți cu ea? Da, am stat cu dânsa, am grăit frumos. Și ea ce a zis? Se simte bine? Ei, sau nu? Bine. Vrea, vrea acasă? Vrea, vrea acasă, vrea. Lângă ochii, lângă. Sfânt. Vrea acasă? Da. Ghenadie, dar e adevărat că tu mergi aproape în fiecare săptămână să o vizitezi pe Angela? Da, chiar așa, mai marți asta am fost tot, măcar să o chemi la fereastră să o văd. Și totuși, când nu se poate, că e carantină. Vă spun cinstit, doamna Natalia, eu când ajung la clasa câteodată, mă duc și este că nu fac miliarde și la stroică asta, cât fac. Cumpăr acolo măcar o apă dulce, are acolo o bucățică de cârnați, ori niște piceni. Îmi deschide ușa și îi dau, ca cum ar spune, peredacea asta, oricum să vă lămuresc dumneavoastră, ca să înțelegeți. Eu îi dau pup ca cum aș sfărau, ca cum iar și eu o amantă, înțelegeți? Eu nu mai pot suferi, nici de-a mai vine toți, ne sfărâm și ușile, nu mai pot suferi atâta. La soția, să ajungi la soția ta, Dar ei ce spun? De ce nu vă lasă? Nu vor să spui nimic, e ca așa mă poartă și nu spune. Poliția îmi spune că medicina îmi spune că poliția e ca așa mă poartă și eu nu pot da de cap. Adică voi nici măcar nu puteți discuta normal? Voi stați așa după grate, după fereastră? Da, partea și este după grate, după fereastră și eu în căldor stau și vorbim e ca așa. Dar ea este adecvată? E adecvată, vorbește tare normal și aseară am vorbit cu dânsa pe telefon. Tare normal și zice că Diana, vreau acasă, vreau la tine, vreau la copii.
Eu când aud cuvintele astea, tot mă doare inima și adică tot un suflet. An întreg, dumneavoastră, nu ați avut nicio discuție cu medicul. Medicii vrea totuși să înțeleg. Medicii îmi spun, am vorbit cu medicii. Medicii îmi spune cu poliția, poliția îmi spune cu medicina. Ce are poliția dacă ea stă nu la poliție? Nu știu, doamna, nu pot să vă spun. Nu pot să vă dau... Echipa noastră l-a însoțit pe Ghenadi la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Iată cu ce s-a soldat vizita noastră. Atenție! După câteva clipe însă, asistenta ne-a anunțat că se va apropia doctorul care o tratează pe Angela. Am ușa 6 minute, peste încă 15 minute de așteptare, aceeași asistentă medicală ne-a anunțat că Ghenadie nu își va putea vedea soția, nici măcar după fereastra din holul spitalului. Deci, e carantină în primul rând. Și nu mi-o de voie să o aduc, e carantină. Nici până la fereastră. Ghenadie a încercat să discute cu medicul ce îi tratează soția, dar și această tentativă a eșuat. Trebuie să înțelegeți un lucru dumneavoastră, că Spitalul de Psihiatrie din toate spitalele din Moldova este un spital cu regim special. Adică dacă în alte spitale te duci, este program de vizită, apoi în Spitalul de Psihiatrie nu e ca în celelalte spitale. Adică eu înțeleg, omenește a trebuit să vă permit cumva măcar să duceți o legătură cu soție, dar Spitalul de Psihiatrie este un practic unic spital unde este un regim special de funcționare, un regim special de acces, un regim special de întrevedere cu pacienții, anume din specificul spun și domeniul în care este direcționat acest spital nu este ca celelalte. Are un pic o altă modalitate de funcționare și de chiar și accesul pe teritoriu sau la întrevederea cu pacienți este un pic altfel. Și mai depinde încă altă chestiune. Spun chiar poliția, medicul spune poliția, poliția spune medicul. Dacă soția a fost internată cu implicarea organelor de drept sau prin alte modalități, deci este alt în genere diferă accesul și comunicarea cu pacienții internați cu implicarea organelor de drept. Deci nu pot să afirm cu certitudine care e cazul dumneavoastră, dar ca idee, deci dacă vă încadrați în ceea ce am spus, înseamnă că pot fi niște limitări de comunicare cu soția. Dar zi-mi, te rog, Ghenadie, eu vreau să te întreb. Ai pomenit de acel caz cu bătaia. Deci, și zici că totul s-a pornit de acolo, dar până în acel moment, asta când s-a întâmplat? Pe data de 27 spre 28 septembrie, înainte de ziua Crucii, 28 de ziua Crucii, dacă nu mă greșesc. În ce an? În 2010. A, deci acum 12 ani sunt. Dar până atunci, Angela era... Foarte normală și foarte o mamă pentru copii, a fost... N-am cuvinte. Deci ea nu avea depresie sau alte simptome despre care ne-ai povestit mai devreme. Și era perfect sănătoasă. Foarte corect. Și toate problemele ar fi început după această bătaie. După aceea, da. Hai să aflăm ce ne-ai povestit despre acel caz. Atenție. Am fost la un botez. Ne-a chemat la un botez. Am stat la masă, mă rog, acum duci la botez. Am servit vreo două ceva pahar de gin, tot normal. Păi la poartă, am dat mâna cu dânsul, el, hai, drum bun, care rămâne sănătos. Am mers vreo... plus, minus vreo 300 de metri, poate 350. Mama lui merge înainte cu fratele lui de mânuță, dar eu cu soția mergem de urmă la drucică. Și auzim că el trop de urma noastră. Soția o simțit și ne-a dat drumul pe drucică, s-a dat un metru într-o parte. Așa s-a dat un metru într-o parte. Și eu nu m-am dovedit, doamna, așa că așa m-am întors. Și când m-a lovit conșlan cu gaică în cap, am și semn, am tet, baret. Am văzut, vă spun ce înțit, ca o stea în cer și de-am găsit-o, îmi pierdem, pierde cunoștința, o buhnit sânile din cap, îmi pierdem cunoștința, de-am gata, chicam. Soția, de la un metru, cum și reacția a avut ea și puterea a avut ea atunci, o sărit la chișoare ca să-l dăie jos. Și eu, eu am chicat. Băl de sânge și curgeți sânge, ca cum mă scoate șepul de asta, când scoate șepul de la poloboc și curge din poloboc, așa de la mine fantan curge sânge din cap. Am pus mâna, când mă uit soția, vreo 10-15 metri, soția nu putea să întinsă. Eu cred că e mort. Și m-am dus să mă riep de la fuga la dânsa, cu palmele la fața, Angela, s-a sculat. Ea s-a sculat în picioare și mi-a spus așa cuvinte. O zic, Ghenă, eu dintre asta nu scăp. Eu am luat-o ghinjur, hai Angela, adem acasă, las că ar și tăt bine, tăt ar și normal. Ghenă, eu vreau să te întreb cine era bărbatul care v-a atacat. Damian Serghei. Nu-mi spune nimic numele, el cine este? Voi l-ați cunoscut până atunci? El, părinții lui din sat, de la noi. Așa. Și s-a nazărit lui, când mi-a ajuns de urmă, nu pot să vă spun.
Adică, fără niciun motiv, fără nici niciun astăzi, motiv, după 12 nimic. Ani, tu nu știi care ar fi fost motivul? Eu cam știu de ce că l-au avut și eu de pe mine, poate cu luni de zile, dar de mai ce? Înainte. Că eu am făcut cum a trei la fată și mă sună Damian Serghei ăsta, mă sună. Și gen, am înțeles că ai nevoie de muzică, și chiar că eu am muzică, eu te ajut. Și el a ajuns, mi-a spus, mă ajută, a ajuns seara, s-a trecut prima seară, de cum a trei, el, lumea s-a rășchirat. A rămas, eu îl întreb, Serioja, zic, și mă coastă pe mine, zic, pe seara asta. El îmi spune 800 de lei. Zic, atunci era prin timpul șala, vă spun că mai punem încă 400 de lei și cântaj voia muzică, dacă prin timpul, cu ani și în urmă. Și zic că e serios, zic că nici la Moscova nu facem pe 800 de lei, zic că facem, lucram la beton, tăriem la beton până ne spângeau mâinile mai jos de genunchi, zic că facem 400 de lei, 450, când îmi plătec eu 100 de ruble ceasul atunci, în timpul ăla. Și zic că eu nu-ți dau, zic, banii ăștia 800 de lei, zic și zic, hrănit și înstit, zic și 800 de lei, zic și chiar așa se fac banii, chiar te gândești. Și el s-a dus acasă, știi, normal, și-a trecut o lună de zile și mama lui mi-a chemat la botez la dâns. Asta, și atunci el și atunci și el s-a răzbunat pe mine. Pe noi, nu pe mine. Pe soție și pe mine. Voi ați ajuns atunci ambii la spital și tu și Angel? Da, am fost internat la nervologie la Căușani. Eu am stat o sutcă, să nu spun mie și eu, și ne-aș rău voie de la medici. Zic, dați-mi voie, zic că am trei copii minori acasă. Zic, eu sunt da, Angel. Da, Angel a rămas la... și s-a agravat boala mai... mai dar tare. Ce traumatism a avut eu? Tot pălitură, eu au avut pălitură la cap, tot aici are tot o pălitură la templu. Aici la dânsa nu a buhnit sânge, la dânsa este pat și amoia să cunoaște, că sem. La dânsa sânge nu a buhnit. Eu nu știu, poate să-și încăgat sânge în creier la pălitură și eu nu pot vă spun, doamna Natalia. Și cât a rămas ea la spital atunci? De cât o stat? O stat poate vreo săptămână acolo la Căușeni și la Căușeni s-a agravat boala. Ce înseamnă s-a agravat boala? S-a pornit că e de-am gata să băga prin viceu, să taie vinile, să ține ucide. Înțelegi? Atunci chiar? Da, atunci în nervologie. Și m-a sunat chiar tu ai și... încercat să vorbești cu soția ta atunci? E că nu pot să lăs așa ceva când am văzut că tine te-a lăsat mortă în mijloc, trebuie și pe mine mă palit. Și s-a dus la poliție și le-a spus la poliție și atunci poliția a luat-o cu forța, forțată. Poate ea și mascărită, forțată, doamna Natalia, a fost bătută de poliție, cu cioarele sub genunchi, deasâla suită în salvare. Genadi, povestești ceva absolut incredibil. Ea, victimă corect, a atacului, s-a dus corect, la poliție să se plângă că a fost atacată, da, atacat, și la poliție a mai fost bătută? Și a fost cu forțată, suită în salvare și dusă la psihiatrie. Atunci? Atunci. Prima oară? Prima dată. O stat 3 zile. La câte zile după atac, ca să înțeleg clar? După atac, asta... Azi a fost o săptămână, dar nici o săptămână. Deocamdată ne oprim aici. Și să revenim la acel bărbat care v-a atacat. Echipa noastră a mers în căutarea lui și l-am găsit. Hai să vedem ce ne-a povestit el și cum a decurs discuția cu el. Atenție! Și a fost un răspuns. Ați fost pedepsit pentru asta? Cum? Marș! Dar cum ați fost pedepsit? Cu ce pedepsit? Ori am făcut. Vreau stânge camera, așa e că țare camera, nu mă înrâp ce ajunge. Dar ați avut cu el un conflict atunci? Am avut, am răspuns și tot. Am trăit într-o mamă. O fost și mine acasă, mi-a rămas fereatră, aș duhovca și s-a prieteni, mi-a luat demograde. Dar e, nu-i s-a dat la cap. Dumnealui spunea că, iată, din cauza acelei bătăi, Angela a ajuns la spital. Și dacă e pentru așeia... De ce mă loviți, doamnă? De atâta. Dar de ce mă loviți, doamnă? Am văzut că ți-a atras atenția ceva anume din ce a spus acest bărbat. Și eu am tras atenția că l-a spus cu soția că e bolnavă de cap și a fost și-o luat de bicicletă, nu și-o mai spus el acolo. Am auzit așa niște cuvinte. Asta vorbim. Este o problemă în situația dată. Dacă într-adevăr există legătură între agravarea stării sănătății soției dumneavoastră și lovitura cauzată de acest individ, atunci... În primul rând, eu nu știu, soția a fost supusă expertizei medico-legale atunci când a fost bătută. Voi ați trecut expertiza ambele, dacă ați... Trebuie și la psihiatrie, trebuie să aibă medici. Nu, medico-legală, pe traume. Când ați fost bătuți în 2010. A fost cauză penală pornită pe... Voi, atunci ați chemat poliția? Da, să vă plângeți, că uite, ați fost atacat în mijlocul drumului. Doamna Natalia, scuzați. În noaptea ce, când noi am fost bătuți, noi am ajuns singurei cu hodul nostru până la Căușeni, la poliție. Cu hodul nostru, așa de sânge. Vă v-ați dus la spital sau la poliție? La poliție ne-am dus. Așa.
Poliția a chemat salvarea, a venit salvarea acolo, o doamnă m-a luat de la poliție, m-a dus, mi-a spălat cap, că eu de că eram tăiat de plin de sânge, m-a luat un van, m-a spălat. Deci poliția știa despre acest caz. Da, m-a văzut, a zis că s-a-l închide, ia că și în timpul de față e închis. Și așa și s-a terminat, a chemat salvarea, a venit salvarea, m-a bandajat minicombint, la soție a făcut tot un pansament aici. Și noi am stat undeva până dimineața. Voi v-ați interesat ce se întâmplă cu, dacă s-a intentat un dosar, ce a făcut poliția, din când în când, să mergeți, să sunați, să întrebați? Dar cine este duci, doamna Antalec, nimeni nu vor să primească, nimeni. Da, soția cu mare grad de invaliditate? Da, gradul 2, da. Deci, iată acum, eu vă dau o recomandare deja, văd pur și simplu necunoașterea asta a dumneavoastră, deci soția fiind invalid, are dreptul să beneficieze și de un avocat de stat garantat, da, fiind invalid. Să fac o expertiză extrajudiciară, medico-legală, este Corolen Cop, Centru de Medicină Legală. Și dacă se demonstrează că este legătură între boala care o are acum cu acțiunile lui acest cetățean care o lovit-o, să-l dați în judecat și să o întrețină pe viață, pe soție, să o întrețină pe viață. Dacă demonstrați că el, într-adevăr, această boală survenită anume din acțiunile lui ilegale, să o întrețină pe soție pe viață, să-i plătească un fel de, iată cum se plătește pensia alimentară la copii minori, așa are dreptul ea să solicite lunar să-i achite câte o sumă bănească pentru incapacitate de muncă. Dar haideți să aflăm totuși, eu vreau să știu, Angela a mai avut tot felul de crize, de schimbări de dispoziții, depresii, până la acea lovitură? Până atunci nu au avut nimic. În spital au mai fost, mă rog, tău, mâna sau un dești au fost rupt, așa, dar la psihiatrie s-a fost la evidență, nimic nu au avut, nimic, doamna Natalia. Dar nimic. După acel caz, eu știu că Angela urma un tratament periodic, da? Da, zice, 3 săptămâni o ținea la psihiatrie, de drum acasă, vreo 7 luni, și de acasă, tot normal. Soția nu avea treabă cu dânsa, făcea mâncare, spălie. Dar de ce pleca la psihiatrie pe 3 săptămâni? Se întâmpla ceva cu ea? Depresie, că acum chica într-o depresie, înțelegeți? Noi în scurt timp vom afla, cum comentează medicii de la Spitalul de Psihiatrie, faptul că ea este ținută acolo și de ce așa de mult. Dar acum, Ghenadie, spune-ne, de ce acum medicii nu-i permit soției tale să plece acasă? Dar tu ai încercat în timpul acestui an de zile să mergi să vorbești, să te interesezi. Tu ești om matur, 43 de ani. Dar cine este medicul care o tratează, doamna, pe Angela? Dar cum vă cheamă? Dar vă rog să-mi spuneți, dar cum se simte ea? Doar chiar tu spui că nu s-a mai întâmplat până acum să o țină atât de mult. Și atunci tu ești indignat, spui că vrei să o scoți, dar în același timp te-ai interesat? Da, eu am întrebat medicii. Pe cine anume? Pe doamna Irina o cheamă. Irina... Cine este doamna Irina? Medic. Așa, medicul care o tratează pe Angela? Da, care o tratează. Înainte o trata alt medic, domnul Nicolae era. Dar mă, eu mutat-o la doamna Irina. Așa. Și ce ți-a spus medic, doamna Irina? Și-a spus că e tot normal, dar de ce o țin, o zis că poliția e vinovată. Dar deși eu nu pot da de capă doamna Natalia, că... Eu bănuiesc că sunt motive întemeiate care predispun către plasarea pe o așa perioadă îndelungată de timp. N-am văzut ce se întâmplă în casă, chiar am rămas șocat. Eu pun mâna și la inimă și pitezător de mențiuni. Două palme, din Sfânta Cruce, ca față de... Din moment ce a ridicat mâna la femeie, așa la deamnă este om. Ei era agresiv, mă rog, să repate și să rup hanile. Cum mai zicem la țară, a luat-o razna. Fericirea dumneavoastră sau o soție nu constă doar în vacă, musă la timp. Ghena... Ce ai făcut singur cu mânuța ta? Eu dacă vă încep la povestiri mai mult, apoi mi-e interesant. Ghenadie Nașco din Ploiești se plânge că de aproape un an o poate vedea pe soția lui Angela doar printr-o fereastră. Poate și este pe gratis, pe fereastră. Și eu îi dau pup ca cum aș sfârau, ca cum i-ar și o amantă, înțelegi? Eu nu mai pot sferi, nici de-a mai vine toți, ne sfărâm și ușile. Bărbatul spune că se mângâie acum doar cu amintirile pe care le-a adunat de-a lungul celor 22 de ani de căsnicie. Foarte normală și foarte o mamă pentru copii a fost. Sufer și eu, sufer și soția, plus la asta sufer și 3 copii. Dar tu crezi că ea trebuie să fie acasă? Trebuie. Ghenadie povestește că viața familiei sale s-a întors pe dos după ce nevasta sa a ajuns la spital. Noi am fost la un caz, când mergem pe drum și am fost bătuți într-o situație când i-am lăsat morți în mijlocul drumului.
Am dus și s-o stresat. La stresul și ala e, a ajuns pe drumurile astea, la psihiatrie. Ce simptome are ea? Scular noaptea din pat, așa, lângă mine, rupe covorul de pe păret și spune unigena, unigena, Iisus păret. Angela, a mai avut tot felul de crize, de schimbări de dispoziții, depresii, până la acea lovitură? Până atunci nu a avut nimic. Eu bănuiesc că sunt motive întemeiate care predispun către plasarea pe o așa perioadă îndelungată de timp. Ce detalii ar ascunde bărbatul despre cauzele din care nevasta lui a ajuns la spital? Dar și ce îi face pe oamenii din Plopștiubei să spună că femeia ar fi un pericol pentru întregul sat? Aflați astăzi! Vă reamintesc, astăzi discutăm despre Ghenadie Nașco din Plopștiubei, Căușeni. Bărbatul povestește cu amar că nu-și poate strânge soția în brațe. Asta chiar dacă ea se află la doar câțiva zeci de kilometri. Ghenadie îi acuză pe medicii de la Spitalul de Psihiatrie că ar ține-o cu forță acolo, deja de un an de zile, fără vreo explicație clară. Însă, în timp ce bărbatul vrea să-și întoarcă nevasta acasă, mai mulți consăteni de-ai lui spun că fără această femeie în sat e mai liniște. Haideți să-i auzim pe câțiva locuitori din Plopștiubei. Atenție la ecran. O lua la Costijeni și de acolo. Iar și pășie că acolo cât se dea, vine acasă și se fie cinstit și nu trebuie să cinstea. Și ia acasă o să cine cum că nu are și cătă la cea la mine. Era de ca lumea. Așa, în halul în casă, mă două seri întrat. În casă? Așa, în ogradă, într-o așa, când o dădea afară din ogradă, e, spune că să dău focul ăsta. Așa era. Începta bine, am îndoiș. Pentru că e băutură. Chiar suntem cu mătri. Când era sănătoasă, tare gine. Ea era femeie, cum scade, harnică, mușe, ca toată lumea. Ține și animale, și vacă, și gospodărie, s-o stroiți, s-o... Dar au fost femeie la locul ei. Cam mama era cum scade atunci, dar după aceea s-a îmbolnăjit. Obișnuie cu cheile, bătele. Da, bătele. Tare des. Și când nu bea, e la locul ei. E adecvat. Dacă bea, nu se poate controla. E agresivă, îmblăcată, sfădească, se îmblă pe la tătă mahala, face gălăgie, deranjează tătă lumea. El e omul ca omul și el tot așa când nu cinstește. Lucrează la stroică, unii îl cheamă, unii se duce în parică, mă oficial, mai timp că lucrează la Chișinău. În parică lucrează și când lucrează, el e omul ca om. Dacă bea, la dânsul a fost iar gălăgie. Când beau, ei se băteau, se face o gălăgie. Vine tica satului și îmi spune că ne bătem. Doamne, Dumnezeule. Tu băteai pe Angela? Doamne, ferești, doamna Natale. În 11 ani, că vă spun cinstit, eu pun mâna și la inimă și pitesător de minciuni. În 11 ani, cât a fost sănătoasă, cât a fost sănătoasă, până la bătaia asta, dacă o anina două palme de la mine, două palme, e Sfânta Cruce, ca față de... Dar după? După, vă spun și când după s-o îmbolnăzit, de bătut n-am bătut. Poate ne întindem, o ținem. Ei era agresiv, mă rog, să repoate și să rup hainele, poate cu așa ceva, dar de bătut n-am bătut. Se întâmpla la biție? După așa e, dacă e după asta, e o prins și abie chiar după păltura asta. Eu servesc un pahar ginecă și la pădure mă duc și chiar și la lucru, după lucru servesc o bere. Nu, tot normal, nu mă doare capul, nu mă adăuză în cap de lucru ca om. Ghenadie, așa, ca spuneți că... dar noi am aflat despre cazuri de violență în familia voastră. Hai să vedem despre ce anume este vorba. Atenție la ecran. Pe portalul național al instanțelor descoperim că Ghenadie figurează într-un dosar penal din 2015. În document scrie că bărbatul a bătut-o pe soția sa, Angela. Iar pentru fapta sa, oamenii legii l-au pedepsit cu 100 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Nașco Ghenadie Nichita, la data de 14 iunie 2015, în jurul orei 20:30, aflându-se la domiciliul său din satul Plopștiubei, a inițiat un conflict cu soția sa, Nașco Angela, în cadrul căruia, numind-o pe ultima cu cuvinte necenzurate, a maltratat-o, aplicându-i lovituri cu pumnii în regiunea capului și peste diverse regiuni ale corpului. În rezultatul acțiunilor lui Nașco Ghenadie, părții vătămate i-au fost pricinuite suferințe psihice și cauzate leziuni sub formă de edeme și echimoze a feței, gâtului și membrelor superioare, care, conform raportului de expertiză medico-legală, se califică ca vătămări corporale neînsemnate. Asta tot poliția a scris minciuni. Eu dacă vă încep la povestiri mai mult, apoi mi-e interesant.
poliția spune minciuni. Foarte corect, doamna, că eu pe dânsa violență poate eu aș fost, că sfădălie e ca ta sfădălie, poate mă rog, am ținut-o, nu zic, de ținut am ținut-o, dar de bătut n-am bătut. Eu vă spun de și toate... Dar ce interes ar avea poliția să... Eu vă spun de și șmahala moia, poate, că eu vă spun dacă ați dat voiul la început. Noi până la bătaie n-am avut plângeri niciodată, nici la primar nu a fost la primarul cel vechi, nici la Isnou, la Isnou nu era încă atunci. La primarul cel vechi a fost el 4 sezoane, el nu a fost o plângere din partea a soției, ori a mea la dumnealui. Vreau să-l întreb pe Alexei, ca da, unchi, ca da, rudă, Angele, știai despre asta? Nu, noi nu ne-am crescut dimititei, amândoi suntem într-o Genadie a avut chiar și dosar? Dar nu, că noi, nu, eu de asta nu știu, nu am mai fost psihotare, este, eu am văzut-o pe Angela, ne ducem la dânșă, curățic, mâncare, desfădit, nu i-am văzut sfădească. Ei au fost la mine, și eu când am fost zilele astea la dâns la ajutor, când am văzut ce se întâmplă în casă, cât de curată ei era, eu am rămas șocat. Eu îmi cer scuze, eu pot să intervin pentru că deja cred că nu mai am putere să stac. Fericirea dumneavoastră sau a soției nu constă doar în vacă, mulță la timp, îmi cer scuze, sau copiii îngrijiți, da, clar că copiii îngrijiți, dar nu asta e cel mai important. Despre ce vorbești acum că într-adevăr a fost lovită de două ori în 11 ani sau în 22, nu contează perioada asta, totuși ea a știut ce înseamnă violență fizică, emoțională, financiară, nu contează care ar fi violența, dar ea a știut ce înseamnă. Și e foarte trist pentru că foarte multe femei în ziua de astăzi nu înțeleg că ele sunt violate, scuzați de expresie, dar nu doar fizic poți viola o persoană. A dumneavoastră ați făcut dintr-o singură dată sau de două ori ați făcut? De două ori, 200 de ori. Ce înseamnă că ați avut de două ori, două dosare, nu unul. Și-ți degeaba făcut. Îți deschisă degeaba. Eu am să vă spun alta. Și toți care stau în pușcării, toți, au stat degeaba. Adică când te uita până la urmă, toți stăm... Soția tot degeaba. Dar asta e realitatea. Nu știu, de două ori dacă ați făcut, e deja un... Și eu bănuiesc eu că... Da, e recidivă. Bănuiesc eu că nu chiar degeaba. Ghenadie, dar totodată am auzit de la oamenii din sat că și Angela avea un comportament agresiv. Să, e mai prostie, poate, pe cineva care avea și odă. Ghenadie, dacă se poate o întrebare... Deci totuși oamenii nu mint din sat. Nu. Dumneavoastră toți vorbiți de o bătaie, dar eu totuși văd că aici e vorba de două bătăi. Una din 2010, vorbim, și acum, după cum văd eu, doamna a mai luat bătaie. În 2015. Deja da, de la Ghenadie. Da. Acum, noi trebuie să stabilim în urma la care bătaie totuși dumneavoastră considerați că ea, mă rog, a luat-o din punct de vedere psihologic, sau cum mai zicem la țară, a luat-o razna. În urma la care bătaie? Aia din 2010 sau asta din 2015 care am văzut-o noi acum? Deci o simplă întrebare care mi-apare. Dar nu a fost bătută ei de mine, încă o dată vorbesc. Dosarele cele degeaba s-au făcut pe mine. Două dosare? Da, două degeaba. Care a fost motivul poliției să facă niște dosare inventate? Nu, dar puteți ni până la ta dacă au fost că sunt dosare. Dacă spui că sunt dosare fabricate, probabil că trebuie să știi și motivul. Dar e adevărat ce spune lumea că Angela consuma băuturi alcoolice în exces? După lecuire, da. Adică ea se trata și după aia venea trata, acasă, da, și... Venea vreo șapte, da, luni, vreo șapte luni, patru luni, cinci luni, normal, normal. Când acolo din mahală, tot și mahală, mi-a vrut ghine Dumnezeu cu dânsă, eu... O chemau special, o chemau la dânsă, la dânsă. O chemau și apoi începe eu. Steclă de gin și așa... Pentru ce special o chemau? Mi-a vrut ghine. Ca o scheltură, cu tot mahală și atât. Cât am fost sănătoși nimeni, cât ți-am trăit ghine, dacă când am încheiat în bătaia asta, tăți o scrie, că tăți s-au întors ca acum, s-ar întoarce pământ cu cioarele, sunt tăți peste noi, peste familia noastră, pentru că am făcut, am ușit oameni. Vă spun tu ai încercat să o ții departe de sticlă pe Angela? Am încercat, doamnă, am încercat foarte mult. Foarte mult am încercat. Dar dacă pe dânsă o iudiești, eu nu știu cum să vă lămuresc ca să înțelegi. Păi cât am fost sănătoși... Alexei, fost eu totuși vreau să știu, ești o rudă, foarte, da, apropiată, unchiul Angelei. Da. Tu ai observat toate acestea? Eu m-am observat. Pentru că până acum ai zis că era o familie perfectă. Când am fost noi la dâns la hram, da, au simțit cu noi. Nu a fost bătaie, nu a fost nicio greit, foarte normal. Eu chiar mă uitam, zic, măi, eu zăm din sat, că e bolnavă. Tăi, au simțit, au stat cu noi la masă, ne-au petrecut, până la atâta. Și apoi mai fost eu odată la noi și m-am dus psihotare și nu i-am mai văzut. Și când am văzut, măi, el om de la mine,
Și spune, hai vă rog să-ți mai ajutați la pădure. Mm-hmm. Și m-am dus la pădure, tot la majestatea și când am intrat la dânsul când am văzut și păreat și zic, băi, nu știu, când am fost la voi era și curățenie și mâncare și jată. Haideți acum să vedem ce ne-au spus la primăria din satul vostru despre cauza din care Angela a ajuns la spital. Atenție la ecran. Dumnezeu nu folosește pastile, medicamente, începe a servi. Și atunci se încep probleme foarte mari, în primul rând pentru copiii ei. Dar dumneavoastră, după ce, dacă vine din spital, poate o săptămână e adecvată. Pe urmă începe folosi băuturi alcoolice și atât. S-a terminat. Dar așa copiii câte ori plângeau și veneau și au suferit foarte mult, foarte. Când nu era în stare adecvată, atunci erau probleme. Dacă nu era om normal, atunci copilul era și căinuță, și grădina și o mâncare și era, simțeau ca o mamă. Dumnezeu binevol pleca la lecuire, dar ultima dată forțat. Trebuiau medicamente permanent. Medicamente permanent. Medicamentele și le slăbeie criminalul care ne-a distrus familia. Dar este adevărat că Angela era agresivă și cu copiii? Că au suferit copiii foarte mult. Parcă așa nu-aș spune că era agresiv copiii să-i bată, să-i... Dar avea ciudă, vine câteodată, vine ciudă că e prostie poate copiii. Dar așa că să-i bată... Ce înseamnă prostea copiii? Aici chiar nu înțeleg. Prostie e celă copil. Măi, Ghena, așa am vrut din start să te jalesc, așa ni s-a părut că ești un om așa de bravo. Foarte ascultă, bravo. Dacă... Din moment ce a ridicat mâna la femeie, cum singur ai spus, așa la deam nu este om. Vă înțeleg. Se întâmplă. Deam aici nu meriți tu nici o leacă de jel, nici o leacă de stimă. Nu meriți, Ghena, nu meriți. Plus la toate. Dacă tu, uite, ai spus că am băut câte un păhărel, așa de sărbători îmi permit. Dacă tu n-ai servit deloc, crede-mă că e tot n-o să servească. Și prin asta ai să salvezi și tu familia ta. Încercăm și aici. Facem și pasul ăsta. Părerea mea, curat subiectivă, că la destrămarea la toate familiile din țara asta, dar absolut la toate, eu cred că 98% e alcoolul la mijloc. Eu trăiesc, eu, cum s-ar zice, da, de acolo, de la firul ierbii. Este clară poziția autorității publice locale și, într-adevăr, din punct de vedere juridic, dacă se constată că persoana reprezintă un pericol social, trebuie să se implice prin intermediul organelor de drept și, dacă vorbim, iată că e internare forțată, tot ce administrația publică locală ne confirmă, este o internare forțată. Internarea forțată se face, nu se indică perioada de timp. Ea se face pe perioadă nedeterminată de către instanța de judecat până nu se ameliorează starea persoanei care este supusă internării. Da, soția a avut dreptul de a alege. Se interna cu 3 săptămâni, cred că intra în perioada de remisie, era eliberată din spital, da, urma, trebuie să urmeze tratament. Și categoric la persoanele cu diagnoză psihiatrică le este exclus consumul de alcool pentru că el le agravează boala și dacă nu mai urmează și tratamentul, este evident că noi nu știm acum ce perioadă de acutizare a avut, cât de gravă este situația, dar nu o să fie eliberat soția din spital, presupun eu, până nu o să fie avizul comisiei din interiorul spitalului care o să spună că persoana s-a tratat, mă rog, cel puțin pe o perioadă de timp, că nu știu dacă se tratează, poate fi tratată diagnoza asta pe toată viața, da? Adică, dar și poate fi plasată înapoi în societate. Și până atunci o să fie ținut în spitalul de psihiatrie așa cum este la moment. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Ghenadie Nașco de 43 de ani care se plânge că medicii de la spitalul de psihiatrie o țin forțat la ei pe soția lui, Angela. Chiar și atunci când merge să o viziteze, lui Ghenadie nu i se permite să se apropie de ea, ci doar să o vadă printr-o fereastră. Însă nici asta nu se întâmplă de fiecare dată. Uneori bărbatul pleacă acasă fără să-și vadă soția. Și așa continuă de un an de zile. Ghenadie spune că a cerut de nenumărate ori doctorilor ca să-i externeze soția, dar aceștia ar fi refuzat. De altă parte, consătenii bărbatului spun că fără această femeie în sat e mai liniște. Ei povestesc că atunci când Angela era acasă, ea era agresivă și avea un comportament neadecvat.
Avocata Violina Munteanu a analizat acest caz din perspectiva legii și acum jurista ne va spune dacă medicii ar ține-o legal în spital pe soția lui Ghenadie sau dacă ei își depășesc atribuțiile, așa cum crede eroul nostru. Violina, te așteptăm în platou. Bună seara! Bună seara, Violina! Bună seara! Bine ai venit la noi! Mulțumesc, am găsit! Violina, te rog să ne spui în primul rând dacă ai aflat motivul pentru care Angela a fost spitalizată forțat. Deci, dumneavoastră se află în instituția medicală de psihiatrie în baza unei sentințe de judecată. Ceea ce înseamnă că anterior doamna a avut niște ordonanțe de protecție pe cazuri de violență în familie, măsuri care au fost încălcate și ulterior s-a intentat cauze penale. Reșind din faptul că, potrivit raportului de expertiză psihiatric, dumneavoastră este incapabilă, a servit temei de a o absolvi de pedeapsă penală, prin urmare, dumneavoastră a fost plasată în instituția medicală de psihiatrie pentru tratament, fiindu-i aplicată măsuri de constrângere medicală. Hai să-l întreb mai întâi pe Ghenadie. Ghenadie, nu ne-ai spus deloc și nimic despre asta. Deci, acum un an, ca să înțeleg, soția ta a ajuns pe banca acuzaților. De ce ai evitat să ne spui acest lucru? Soția dumneavoastră a avut 4 ordonanțe de protecție. Asta ar însemna că cineva din membrii familiei, poate dumneavoastră, poate altcineva, s-a plâns pe ea la poliție. Hai să vedem ce am aflat noi despre asta. Atenție! Pe portalul național al instanțelor descoperim că Angela Nașco figurează într-un dosar penal. Potrivit datelor, femeia se afla în evidența poliției ca agresor familial. Pe numele ei au fost dispuse 4 ordonanțe de protecție solicitate de către membrii familiei. În privința ei, în calitate de agresor a violenței în familie, au fost dispuse un șir de măsurări de protecție, inclusiv de a nu se apropia de locul aflării victimelor. Angela Nașco a încălcat măsura în cauză aflându-se la domiciliu. La dosar mai sunt anexate și cererile prin care chiar Ghenadie a solicitat ca soția lui să fie plasată în spital. Din motive că starea ei în ultimul timp s-a agravat, soția s-a inițiat un scandal, devenise agresivă, a deteriorat televizorul și amenință că o să incendieze casa. Totodată, în dosar este specificat că reprezentantul legal al femeii este fiica ei cea mai mare, care a confirmat că starea psihoemoțională a mamei sale este instabilă. Când face crize de nervi, începe a tremura și nu-și coordonează acțiunile. Uneori devine agresivă, iar când își revine, plânge și îi pare rău de ce a făcut. În continuare, necesită tratament. Judecătorii au hotărât ca Angela să fie absolvită de răspundere penală, dar cu condiția de a fi spitalizată. Instanța de judecată consideră necesar de a aplica măsurile de constrângere cu caracter medical, cu internarea pacientei într-o instituție psihiatrică cu regim obișnuit de supraveghere. Iată că aflăm că, de fapt, tu ai cerut ca ea să fie internată la spital. Tu te-ai plâns pe comportamentul Angelei. Dar timp, prin știuțenii oameni de zile, nu înțeleg. Este revenit, e greșit, dar normal, nu? Să-i pui un curile pe el... Ghenadie, dar spune-mi, te rog, atunci când te plângeai, da, și rugai autoritățile să o ia la spital, pe cât timp credeai că o să o ia? 3 săptămâni. Așa credeai tu? Da. E 3 săptămâni și 6 luni înainte. Dar acum o an de zile. De ce eu nu pot să înțeleg? Deci doamna o să fie ținută în continuare în instituția medicală atâta timp cât va fi necesar până se va trata. Așa, deci până vor considera medicii că este pregătită să meargă înapoi acasă și nu prezintă un pericol pentru familie. Colegii mei au mers la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău pentru a afla în ce stare se află acum Angela Nașco și dacă ar putea în curând să părăsească pereții spitalului. Iată ce ne-a spus vicedirectorul instituției. Atenție la ecran. Pacienții noștri nu sunt condamnați, ei sunt aboliți de răspundere penală. Din momentul ce ei sunt aboliți de răspundere penală, în baza actului de expertiză medico-legală, psihiatrică, pacienții se internează în baza hotărârii judecății sau sentinței, se internează la spitalul de psihiatrie. Conform codului de procedură penală și a codului penal, pacienții se examinează de o comisie specializată în domeniu, numai rar de o dată la 6 luni de zile. Indiferent de rezultatul examenul medical acestei comisii, cazurile pacienților se examinează la instanța de judecată, în teritoriul unde ne aflăm acum. În baza hotărârii judecății se decide, se prelungește tratamentul prin constrângere sau se revocă. El se calculează, adică dacă pacientul... Din momentul aplicării măsurilor de siguranță cu caracter medical.
Există cazuri când pacienții sunt ținuți în spital pentru tot restul vieții, în cazul în care prezintă pericol sau... Nu sunt așa cazuri. Comisia se formează automat, nu mai rar deodată la 6 luni de zile, însă după câte eu țin minte, codul de procedură penală permite rudilor să adreseze pe intermediul serviciului de avocați la instanță pentru a face o comisie extraordinară înainte de timp. Pot vizita? În legătură cu pandemia de COVID, e clar, locul sunt unele restricții. Însă, având în vedere că noi toți pacienții din spital care se află la tratament prin constrângere au fost vaccinați, în unele cazuri permite întrevederile dacă rudele care vin, toți sunt vaccinate și respectă măsurile de siguranță. Cât timp ar tu mai ține? Este o situație foarte evidentă. În familia dumnealor a fost violență, atât din partea doamnei cât și din partea domnului. Faptul că doamna acum se află în această instituție medicală pentru tratament nu este altceva decât consecința acțiunilor soțului său. Dacă dânsul avea grijă într-o altă manieră de a-și trata soția, respectiv apelau la serviciile medicale și, într-un termen poate mai scurt, doamna beneficia de acest tratament. Dar în momentul în care s-au ajuns la scandaluri, a fost implicat poliția și s-au emis acte de aplicarea unor măsuri privind actele de violență care au fost încălcate, asta și-a cauzat ca în rezultatul acestor acțiuni doamna să fie plasată în instituție medicală pentru tratament forțat. Dânsa va fi internat în această instituție medicală atâta timp până nu se va însănătoși. Respectiv, odată ce comisia care este formată în cadrul acestei instituții medicale va da o concluzie că dumnea ei este deja sănătoasă, respectiv, în baza unei hotărâri de judecată, dumnea ei va fi eliberată și își va continua viața mai departe, acasă, lângă familie. Gheana, ți-ai făcut singur cu mânuța ta, cum s-ar spune? Nu e cu a mie, e cu... Acolo era scris, negru pe alb, că tu ai depus plângerea și fiica ta. Acum eu cred că ai observat care e diferența să vă duceți singuri să stați la spital astea 3 săptămâni sau să chemați ambulanța. Să fi vă dus singuri să clarificat problema voastră, eu cred că nu se ajungea la cei că acum era să fie la spital. Era să trateze 3 săptămâni așa cum se tratează, cred că toți. Asta îmi pare rău. Îmi pare rău și de dumnea ei, pentru că evident că vrea acasă să-și vadă și copii. De tine nu-mi pare rău, pentru că ai ridicat mâna și ai lovit-o. Poate și de asta ea și mai servește. Nu se știe. Curaj, eu sper să fie tot bine. Da, aici mi-aduce aminte de vorba marelui Gheorghe Urschi. Măsura. Alcool. Dacă dă Dumnezeu pentru minune și obțineți o concluzie favorabilă eliberării soției din instituția psihiatrică, cred că ar fi bine să monitorizați dumneavoastră faptul ca tratamentul care îl prescrie medicul să fie urmat și după eliberare din instituția psihiatrică, dar nu consumul de alcool, pentru că nu se exclude riscul de a ajunge înapoi acolo și tot pe un an de zile, că crizele astea nu înseamnă că ei acum o stratează pe toată viața. Deci o să fie o perioadă de remisie, dar ea trebuie să menținut cumva, dar menținut pentru un mod normal de viață, dar nu prin abuzul de alcool și îmblatul prin sat pe la vecini, agresându-i. Istoria dumneavoastră a început foarte frumos. Eu chiar speram într-o dragoste și credeam într-o dragoste pură și frumoasă. După cum am înțeles, nu prea era, dar eu totuși sper că soția o să se facă bine, dar ea are nevoie de ajutor. Atât timp cât dumneavoastră o să fiți alături fără alcool, pentru că viața fără alcool există și ea e mai frumoasă. Și vreau să spun tuturor doamnelor, tuturor femeilor, nu contează unde stați, chiar nu stați atunci când sunteți bătută, cum dumneavoastră credeți că sunteți bătută din dragoste. Dacă mă bate, mă iubește. Asta deja, nu știu, cine a influențat opinia asta în mintea oamenilor noștri. Iubirea se manifestă prin altceva și eu vreau ca dumneavoastră într-adevăr să iubiți
așa cum, pentru că dumneavoastră acum, din câte eu înțeleg, aveți un simț al vinovăției, pentru că dumneavoastră nu ați pus totul la început, dar deja, cum am înțeles noi, aveți ceva care vă mustră conștiința. Și de ce eu vreau ca să trăiți fără acest simț negativ, ca să nu faceți lucruri negative, ca să faceți lucruri frumoase în viață. Mulțumim, aici încheiem. Bine știți ce faceți.